Da. Deci, ea mi-a dat... Ce fel de carduri sunt astea? Sunt carduri făcute... Ia uite, de la ce bancă? A, așa? Deci, făcute pe știința lui Hermes. Așa? Așa vorbesc mai aproape. Știința lui ăla care are magazin la Paris și la... Da, așa. Ia de aici, așa. Și cu mesaje care sunt pe energia ta în momentul ăsta. Pe deci, la mine aici jos scrie humility. Da, da, humility. Adică... Să fii umilit. Da, am înțeles. Smerit, exact. Deci, aici înseamnă că autenticitatea sau felul în care ești tu nu înseamnă că tu întotdeauna ai dreptate și perfect. N-am crezut niciodată că nici perfect, nici am dreptate. Asta înseamnă că eu, probabil, sunt deschis pentru oportunități constante ca să cresc prin toate experiențele. Am crezut că mă odihnesc și eu. Da, nici odată, așa cum te cunosc. Dă din cap și invitata noastră, specialista noastră în numerologie, doamnelor și domnilor, Ștefana Vicol-Fru, v-ați obișnuit, e un nume cu totul bună. Special. Am discutat la trecută stâlcelile nenumărate ale acestui nume, Ștefana Vicol-Fru, specialist în numerologie. Și ca să fie bine, doamnelor și domnilor, și dacă e marți să fie pan, vă explică în funcție de numerele dumneavoastră cum o să aveți sau nu o să aveți bani. Ștefana, Roxana, ele sunt colege, de astea sunt împreună aici. Alb și negru, yin și yang. Sunt un grup spiritual organizat, ca să zic așa. Da. Ce frumos spus. Bun. De avut putem să avem cu toții. Da? Și ca să calculăm acest drum pe care avem nevoie să-l facem către bunăstare financiară și acea bunăstare financiară se numește bani, eu evit acest bănuți, că bănuți mă face să mă duc cu gândul la bănuți. Dar banii sunt o forță și sunt o forță creatoare aici pe pământ. Da. Nu a venit nimeni să experimenteze doar a nu avea. Da, sunt o forță creatoare și atunci e important să-i onorăm. Iar da, putem să calculăm această cifră în funcție de vibrația noastră interioară, cum o numim noi numerologic, adică ziua în care ne-am născut. Te ascult. Da? Sunt ochi și urechi. Dacă te-ai născut pe 23, așa cum spuneam, adun 2 plus 3, îți va 5. Da cifra 5 și vei aduna cu cifra banilor, care este 6. Da? 6. Adun 5 plus 6 și îți va da 11. Sau dacă ești născut pe 8, adun 8 plus 6 și ai de acolo rezultatul. Încât ești născut, Salomia? Pe 2, 2, da? 2 plus 6, 8 la el, da? Este 8. Eu 9 plus 6, 15, da? 15 nu se adună, rămâne așa. Da, că în alte zone se adună. Putem să facem și asta, însă pentru mine, ca și numerolog, mi este mult mai ușor să calculez așa, pentru că îmi spune mai multe. Deja când am două cifre, am mai multe informații. Bravo. Și este mult mai bine, da? Să-i dăm drumul atunci. Și să-i dăm drumul. Dacă ești născut pe 1, simplu, adun cu 6, îți dă 7. E, acești oameni născuți pe 1, ei de obicei au idei, au direcție. Deci mai rar pe să întâi nu... cu asta 7. Se adună cu 6 și dă 7, așa, da? Întâi. Ei au direcție, au forță, au o idee, de obicei o duc și până la capăt. Însă ce fac ei sunt foarte impulsivi. Cheltuie foarte mulți bani și nu prea învață din trecut. Perseverează din cauza acestei impulsivități de foarte multe ori în aceeași greșeală. Și această cifră 7 invită către înțelepciune, să dobândească o formă nouă de cunoaștere, să se mai eleveze, să se uite puțin și în stânga și în dreapta, că e bine ca o direcție. O să dau două exemple din showbiz care dovedesc asta. Dau două exemple, soția mea și cu băiatul meu, sunt născuți pe 1. Și Gabriel Cotabiță și Monica Angel pe 1 iunie. Doamne, și iată că au făcut ceea ce tocmai spune ei Ștefana. Sunt pentru că și aleg un scop și o direcție și o duc până la capăt, însă... Mergem mai departe, că sunt multe numere și mulți oameni. Și la cifra 2, la fel. Adunăm cu 6, ne dă 8. Da? Acest 8, ce-ți spune ție? Să ieși din casă. Uite, cum acest minunat bucătar a ieșit astăzi din casă și sunt convinsă că se bucură de ceea ce face. El este un bun comunicator, el are puterea cuvântului, dar nu are ce căuta nici să lucreze de acasă, nici dintr-un birou, nicăieri. În lume. În lume este rostul lui, în lume este rolul lui. Poate fi mediator, cântăreț, scriitor, orice din spectrul acesta, dar să-și folosească puterea cuvântului. Bravo. Da? 3. Îl luăm pe 3, îl adunăm cu 6 și ne dă un minunat 9. 3 este acea persoană care știe pe cineva, care știe pe cineva, care cunoaște pe cineva. Deci băiatul care se descurcă. Care se descurcă, are relații, are de obicei această formă de comunicare foarte activă, însă ca să facă bani și poate să facă mulți bani, are nevoie de inovație. Da, uite, un nou deja are tendința să facă lucruri noi, să se ducă, să vadă lucruri noi, tehnologie, să schimbe. Trei trebuie să aducă asta în viața lui, această schimbare constantă și să se adapteze vremurilor, să nu rămână închis în trecut și va reuși să facă bani liniștit, stând acasă grozav. Liniștit. 4. Da? 4
îl luăm pe 6, ne dă 10. Care da? Și întrece. Un 4 clasic, că tu nu ești clasic. Tu ești 4? Cum aș putea să fiu? Da, sunt 31, dar 4. Așa. Un 4 clasic are tendința să rămână închis în credințele lui, în ceea ce cunoaște el, închis în birou. Este păi, ultimul care iese. Deschisă toată, învață toate alea, învăța și tarot și cărțile alea. E toată asta, o deschidere. Ea e un 31, oricum, îi cunosc cifra. Continuă, scuză-mă câte am. Un 4, el este cel care rămâne ultimul la birou, care trăiește pe o leafă și cu aceea rămâne până la sfârșitul vieții și așteaptă pensia. Cam așa este de obicei mentalitatea lor. Și nu reușește să iasă dintr-un plafon financiar lunar. Și atunci ce are el nevoie să învețe de la unul? Să învețe acea direcție, să-i vină idei noi, să învețe să conducă, să fie lider, să aibă forță și să-și găsească un scop dincolo de a fi un servitor pentru ceilalți. A zis bine? Cum a zis, nu sunt clasic. Deci eu sunt complex. Mă scuzați. Da? 5. 5 adunat cu 6 ne dă 11. E, la 5 ei adoră să fie în lumina reflectoarelor, adoră să fie văzuți, să fie admirați. Tu ai un destin 5, da, aici. Să călătorească. Însă nu știu să fac alegeri. De foarte multe ori lecția lor în a face bani este să facă alegeri. Altfel sunt haotici, pentru că ei se ghidează doar după starea lor interioară și dacă se ghidează doar după starea lor interioară, nu vor face bani. Astfel că au nevoie să învețe să facă alegerea potrivită și să-și găsească direcția potrivită, chiar și așa în lumina reflectoarelor, dar să facă bani. 6, adună cu 6, ne dă 12. 6 este această cifră feminină pe care eu o iubesc, dar sunt genul de oameni care se pierd în comunitate. Sunt apă, ei se pierd în comunitate, acasă, în familie și deși 6 este cifra banilor, asta uneori poate să-i oprească, această pierdere, și au nevoie să-și găsească identitatea. Cine sunt eu? Foarte dacă drăguț. Nu știi să răspunzi la această întrebare, vei face foarte greu bani, pentru că te vei identifica cu mama, cu tata, cu sora, cu bunica, cu comunitatea și nu cu tine. Și atunci, odată ce afli cine ești, tu comunică asta. La fel, comunică, du-te în lume, fii creativ, dobândește o formă de cunoaștere și vei face bani. 7 cu 6 avem un 13, da? 7, ei de obicei sunt înțelepți, au foarte multe idei, sunt ușor introvertiți, însă au nevoie să muncească. Doar faptul că ești inteligent sau înțelept sau că înțelegi cum funcționează tehnologia nu este suficient. E nevoie să ieși acolo și să muncești și să faci ceva și să îți folosești ideile, pentru că altfel nu ai cum să faci bani. Și este păcat de inteligența ta. Bun. 8 cu 6 avem 14. E, aici la 8 el este deja în lume. Pe el o să-l găsești pe teren. Oriunde, dar el este cu lumea, în cercuri. Preferă cercurile înalte, ei preferă să aibă bani, putere. Ei, pe un 8 rar o să-l auzi că zice bănuți, pentru că el îi vrea și este un bun afacerist. Însă are nevoie să iasă din tiparele lui mentale. De obicei se blochează. Eu trebuie să ajung acolo, în cercul ăla, că acolo va fi mie bine. Poate e bine să-ți mai schimbi perspectiva, să mai găsești noi idei, să mai acumulezi cunoaștere, pentru că altfel te vei plafona și nu vrei să te plafonezi, că vei pierde toți banii. Bravo. Nouă. Adică eu. Adică tu. E, adică aici... și eu, că mai sunt și mulți acasă, așa. 9 plus 6 ne dă acest 15, care ne povestește despre starea voastră interioară. Dacă tu ai o stare interioară proastă într-o zi, ziua aia se va duce pe apa sâmbetei. Banii se vor duce pe apa sâmbetei, pentru că tu în continuu trebuie să ai o reflexie interioară și să te uiți cum mă simt eu astăzi, cum sunt eu astăzi, ce am eu de făcut astăzi. Trebuie să fii la punct cu tot ce înseamnă tehnologie, schimbare. Nu există altă opțiune. Dar și dacă faci asta, ești un aducător de rezultate. Tu lași ceva în urmă pe pământul ăsta. Da. Pe de altă parte, sigur, noi n-avem voie să fim triși la televizor, indiferent cum e ziua, ta-ta-ta, așa că mergem mai departe. 10 este 1. Nu mai gata, că dacă ești... S-a terminat, da. A, ce repede s-a terminat. S-a terminat, pentru că... Ce e important de știut la toate aceste lucruri, în primul rând că e mult mai complex. Așa. Nu, e mult mai complex, evident, la o ședință de numerologie, se vede ce și unde și de ce, apropo de... Da, eu sunt 4, dar cu destin 5 și în hermeneutică sunt 6. Și uite așa, și e o ascensionare care veșnic tocmai caut să cresc. Adică sunt mult mai multe lucruri pe care le descoperi, exact ca și la horoscopul zilei. Îți spune, nu, dar este... o idee.
Adică, oricum, drumul numerologic este destul de clar, da? Pentru că dacă ești 1, înseamnă că ești 1, 19, da? 28. Dar el este clar, pentru că mie îmi place să zic că noi cu toții am observat Creatorul înainte să venim, am coborât și am zis, eu vreau să manifest asta, mi-a plăcut asta la Creatorul meu, la Dumnezeu, vreau să manifest asta. Și mi-am ales un drum. Și așa apare matricea mea sau la horoscop sau orice e, da? Individualitatea. Pentru că este individualitatea mea și cum am ales eu să manifest asta pe pământ. Foarte frumos. Unde te găsește lumea, Ștefana? Sunt pe Instagram, acolo sunt cel mai activă, pe Ștefi Fru, sau pe ascendingspirit.com, care este website-ul meu, unde găsiți toate minunățile pământului, cristale. Și aici aproape în nord, exact, da. Cristale, este... că tocmai am venit să aducem cristale pentru casă nouă. Vreau să o lansăm pe Andreea Marin în eter, așa? Așa. Deci, ce faci cu cristalele alea? Cristalele le punem, bine, în afară de faptul că facem cristaloterapie, cel mai frumos aici. Să le lutătico aici, să le punem frumos. Asta vreau să zic, se poate face un grid de cristale într-un anumit fel, evident trebuie să venim când e liniște. Suntem într-un bloc de corporatiști, astea le lipsea, cristalele. Pe cuvânt că poate să mai echilibreze un pic energia toată de tehnologie și poate să-ți dea acea stare de care vorbea Ștefana, de conectare cu partea aia care ne lipsește, știi? Aia de, și de divinitate, dar numai să-ți deblocheze tot ce înseamnă blocajele tale mentale spre manifestare. Adică în viața de zi cu zi, când tu îți faci un grid de cristale și unde dormi și unde creezi, unde manifesti de fapt abundența, atunci se aliniază tot ceea ce faci cu abundența naturală. Am înțeles. Să-i spun soției să scoată cristalele, să le pună în pac, 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 frumos prin casă. Mulțumim, Ștefana. Mulțumesc. Mulțumim, Roxana. O să o avem și pe Ozana Barabancea. Acum, ce mai face Andreea Marin? Ce mai face? Ce mai face? Ia.